Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, Părinte, ca să grăiesc. Amin. Fraților și părinților, aceasta este ziua Domnului. Bucurați-vă, popoare, căci iată că Marea Luminii și Cartea Cuvântului Vieții din pântece sterpa a ieșit și ceea ce s-a născut, ușă către răsărituri, așteaptă intrarea preotului celui mare, una care aduce pe unul Hristos în lume spre mântuirea sufletelor noastre. De trei ori s-a cântat la slujba de priveghere de aseară această minunată cântare. Și înțelesul este unul tainic. Și dacă ne aducem aminte, în duminica ce a trecut, am vorbit despre cina cea de taină. Am vorbit despre cina, ospățul pe care l-a făcut împăratul. Și ospăț la care i-a chemat pe toți ai casei lui. Și bineînțeles, unii cuprinși de ale trupului, alții cuprinși de grijile banului, l-au refuzat pe acest împărat și el a trimis să-i adune pe toți din toate laturile lumii. La această cină a fiului de împărat suntem cu toții poftiți la Sfânta Liturghie, unde trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne așteaptă ca să ne împărtășim și să devenim și noi asemenea una cu El. Iată, despre aceasta este vorba, căci o astfel de cină a Fiului de Împărat este ziua Domnului. Și acesta este praznicul de astăzi. Aceasta este ziua Domnului, am cântat. Și cu adevărat, aceasta este ziua Domnului, pentru că astăzi, născându-se Măicuța Domnului, ne pune pe noi în fața unei întrebări. Suntem pregătiți să primim toată rânduiala pe care Dumnezeu a lucrat-o prin Maica Domnului, prin întruparea, prin taina cea mai presus de minte a întrupării și prin binecuvântarea pe care i-a dat-o din veac și până în veac, până la sfârșitul lumii? Căci lucrul acesta se vede și Dumnezeu le-a rânduit astfel încât începutul anului bisericesc să înceapă cu nașterea Maicii Domnului între cele mai importante sărbători și să se încheie cu sfârșitul, să se încheie cu adormirea Maicii Domnului. Tot anul bisericesc este pus sub ocrotirea Maicii Domnului. Și de aceea și socotim praznicile Maicii Domnului între praznicile împărătești. Și de aceea toată evlavia pe care o lucrează poporul acesta creștin ortodox de la venirea Mântuitorului Hristos, din vremea Sfinților Apostoli, până astăzi, toată evlavia după Dumnezeu se îndreaptă către Maica Domnului și către ceilalți plăcuți ai Săi. Dar nimeni, precum a spus Domnul, nimeni între cei născuți, între femei, nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate acestea, Maica Domnului a căpătat mai multă cinste și mai multă slavă decât Sfântul Ioan. De ce spune aceasta Domnul despre Sfântul Ioan? Pentru că nimeni nu s-a învrednicit, nimeni dintre proroci nu s-a învrednicit să-și dobândească acea dorință pe care au avut-o și prorocul Moise și toți marii proroci, aceea de a-L vedea pe Domnul. Gândiți-vă, prorocului Isaia, care este numit Evanghelistul Vechiului Testament, prorocului Isaia i s-a dat să-L vadă pe Domnul ca pe un cărbune, ca pe o cădelniță, ca pe un clește. Nu i s-a dat să vadă chipul Domnului. Prorocului Moise s-a dat să vadă într-o parte. Iată, părintelui întregului popor al lui Israel, patriarhului Iacov, i s-a dat să vadă o scară către cer pe care se înălțau și se suiau, se coborau îngeri. Și el a strigat într-o uimire, aceasta este casa Domnului. Deci toate lucrurile acestea au fost preînchipuiri. Nimănui dintre proroci nu i s-a dat să-L vadă pe Domnul. Sfântul Ioan Botezătorul i s-a dat să-L vadă pe Domnul și Dumnezeul nostru.
și să atingă cu mâna sa capul său. Și mai mare decât Sfântul Ioan este cea despre care Domnul tace, pentru că prin tăcerea sa o lasă pe Maica Domnului să grăiască prin puterea și harul care i s-a dat. Și care este acest har? Este acela pe care îl binevestește Sfântul Arhanghel Gabriel la Buna Vestire. Bucură-te cea plină de har! Bucură-te cea cu dar dăruită! Domnul este cu tine! El o binecuvintează și o binevestește mai mult decât pe oricine din cei care au trăit vreodată sub soare. Deci Măicuța Domnului la atâta cinste s-a suit încât astăzi, în clipa aceasta, în sânul Sfintei Treimi, mijlocește pentru noi și va sta acolo până la sfârșitul veacurilor să ceară milă și îndurare pentru neamul omenesc. Gândiți-vă cât de repede ajunge rugăciunea creștinilor la Dumnezeu prin mijlocirile Maicii Domnului. Iată, în Sfântul Munte Athos, bărbații, dacă mergeți la Mănăstirea Vatoped, o să vedeți acolo, chiar la intrare în biserică, este o icoană a Maicii Domnului zugrăvită în frescă. O icoană a Maicii Domnului cu pruncul. Și s-a întâmplat că, pentru păcatele părinților, Dumnezeu a slobozit o ispită în locul acela să vină pirații, să atace mănăstirea. Și Maica Domnului, din milă pentru acei călugări și pentru că a luat aminte la toate rugăciunile pe care ei le-au adresat, a vrut să-i spună starețului mănăstirii: Părinte, închide porțile că vin tâlharii. Și când a deschis gura, Mântuitorul i-a pus mâna deasupra gurii. Iar Măicuța Domnului a tras puțin mâna în jos ca să poată să zică ce avea de spus. Și până ziua de astăzi, această icoană este cea mai bună mărturie despre iubirea Maicii Domnului. Că vedeți, Dumnezeu este drept. Dumnezeu și pedepsește. Dumnezeu nu este milostiv la nesfârșit. Dar mila aceea mare, pe care noi toți ne-o dorim și o visăm, există, cu adevărat. Ea se găsește la Măicuța Domnului. Deci revenim. Ca noi să fim gata pentru acest praznic pe care astăzi îl sărbătorim, trebuie și noi să încercăm să ne asemănăm Maicii Domnului. Și faptele noastre, adică împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să vorbească mai mult decât vorbesc vorbele noastre. Și este o vorbă la români, că vorba sună, fapta tună. Cam așa ar trebui să fie și viața noastră creștină. Aceasta este ziua Domnului. Bucurați-vă, popoare, căci iată cămara luminii, așa cum a văzut-o unul dintre proroci, ca pe o cămară de nuntă. Și aici Sfântul Ioan Damaschin, scriitorul acestor minunate cuvinte, o numește pe Maica Domnului nu doar cămară de nuntă, ci cămara luminii, în care sufletul se unește cu lumina cea dumnezeiască, cea nesfârșită și nezidită. Aceasta este Maica Domnului. Și cartea cuvântului vieții o numește mai departe. Căci, cu adevărat, dacă Domnul este cuvântul despre care Evanghelia de la Ioan spune că la început, într-un început, era cuvântul. Și cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul acesta pe ce s-a scris? Cuvântul acesta s-a scris pe și întru Maica Domnului. Iar și pentru aceea, pe Măicuța Domnului, o numim Cartea Cuvântului Vieții. Și cu adevărat, vă dați seama câtă îndrăzneală ar trebui să avem noi creștinii, știind că Maica Domnului este o închipuire a Cărții Vieții, în care sunt scrise sufletele tuturor celor ce se mântuiesc. Să alergăm la ea, deci dacă este cineva pe care să putem să-l convingem, dacă este cineva care vreodată să ne poată ajuta să ne scriem și noi numele în Cartea Vieții, să dobândim mântuire și încă din lumea aceasta să ne facem fii ai lui Dumnezeu, la Măicuța Domnului trebuie să alergăm. Și aici
vine cântarea mai departe, zice, din pântece sterp a ieșit. Gândiți-vă, toate la Dumnezeu se întâmplă cu un rost. Și aici nu aș vrea să mustru foarte tare pe femeile care au avortat copii. Pentru că lucrul acesta este foarte comun în ziua de astăzi. Cu atât mai puțin pe femeile care refuză să nască copii. Cu atât mai puțin pe femeile care poartă tot felul de mijloace contraceptive și unele dintre ele, sigur ați auzit și știți despre ce e vorba, steriletele acestea omoară pruncul în pântecele mamei sale și mama nici măcar nu știe. Deci, nu despre aceasta vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre o rânduială. Aceea a sterpiciunii pântecelui femeii, atunci când orice ar face soții, nu, femeia nu zămislește copiii. Sigur că astăzi medicina, știința a mers, nu-i așa, pe căile progresului și în anumite cazuri a făcut, să zicem, minuni. Dar nu despre asta este vorba aici. Este vorba de faptul că acolo unde Dumnezeu chiar nu vrea, nu se întâmplă nimic. Și poate că cu toții avem prin familie rude, eu știu, familii, soți, soții care până la vârsta asta sau poate ori fi și plecat din viața aceasta, nu le-a dat Dumnezeu copii. Și câtă tristețe și câtă amărăciune și câtă neîmplinire este într-o astfel de familie. Și cu adevărat, lucrul acesta este mare. Pentru că vedeți, în legea veche, cei care nu aveau copii nu erau primiți la templu să aducă darurile și jertfa lor. De aceea și lui Ioachim, bătrânul, tatăl Maicii Domnului, i-a fost interzis ani de zile să-și aducă jertfa sa și darul său înaintea lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că nu doar că era mâhnirea și supărarea și tristețea aceasta, ci nici măcar în singurul loc în care puteai să aduci o jertfă lui Dumnezeu și Dumnezeu să se milostivească spre sufletul tău pentru jertfa pe care o făceai, nici măcar acolo nu avea voie să aducă. Și de atâta mâhnire, ce a făcut? S-au deznădăjduit? Nu. Au început să meargă prin doctor, cum merg astăzi unii pe la tot felul de inseminări artificiale și in vitro și mai știu eu cum se mai cheamă? Nu. Nici asta nu au făcut. Dar ce au făcut? Acești doi soți, iubitori de Dumnezeu, Ioachim și Ana, s-au așezat la rugăciune și și-au închinat toată viața lor lui Dumnezeu. Rugăciunii și postul. Mai des era la ei a se ruga decât a respira. Nu mai zic de a mânca. Și prin această rugăciune și-au dobândit rodul pe care l-au cerut și l-au nădăjduit. Și cunosc cel puțin un caz al unor femei care, neavând copii toată viața, prin rugăciune au muiat inima Domnului către ele și la vârste foarte înaintate, peste 45 de ani, la 49, 53 de ani, chiar un caz, au dobândit de la Dumnezeu copii. Și toate acestea, de ce prin rugăciune? Pentru că doar rugăciunea poate să salte firea noastră mai presus de fire, poate să-L convingă, să-L milostivească pe Dumnezeu, să săvârșească minuni în trupurile noastre. Și astfel, Sfinții Ioachim și Ana, închinându-și viața rugăciunilor, rugăciunii către Domnul, și postului, și neîncetatei gândiri la Dumnezeu, au dobândit pe ceea ce s-a făcut împărăteasa cerurilor. Nimeni pe fața pământului n-a suferit vreodată mai mult pentru lipsa de copii, pentru lipsa de prunci, decât acești doi părinți. Și, cu adevărat, nimeni nu s-a rugat vreodată cu mai mare râvnă către Dumnezeu pentru acest dar. Și au continuat rugăciunea chiar și după ce firea femeii și-a încetat cele ale sale și nu mai putea să zămislească. Și nu este singurul caz. Vedem că și dreptul și patriarhul Avram, când vine Dumnezeu la el și spune că va avea un fiu, spune, păi da, dar femeia mea este bătrână, cum se poate? Și Dumnezeu îi spune, fă tu cele ale tale, că de celelalte mă îngrijesc eu. La fel și în cazul acesta a fost cu Sfinții Ioachim și Ana, că și-au dobândit
prin rugăciunea și cererea lor, ceea ce nimeni nu credea că va fi cu putință vreodată. Pentru aceea și prunca lor au închinat-o lui Dumnezeu. De aceea avem și praznicul acesta minunat al intrării în templu a Maicii Domnului. Pentru că de la vârsta de 3 ani a fost închinată în ceata Sfintelor Fecioare care slujeau la templu. Deci asta să ne fie nouă învățătură de minte. Ce să facem atunci când bine ar fi să fie bine? Și oamenii, când se căsătoresc, își doresc să aibă copii și iată, nu au. Ce este de făcut? Este de făcut să ne așezăm la rugăciune. Este de făcut rugăciune, este de postit, este de spovedanie, este de împărtășanie, este de unirea cu Hristos, este de nădăjduit din tot sufletul nostru că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea. Și niciodată să nu ne întristăm, să nu deznădăjduim, să nu ne culcăm pe ureche, lasă, Dumnezeu nu mă mai ascultă. Nu este adevărat. Sunt rațiuni pentru care Dumnezeu îngăduie acest fel de ispite ca să-i trezească și să-i înalțe mai presus de ceea ce oamenilor respectivi s-a părut vreodată că este cu putință, să-i înalțe pe respectivii la vederea lui Dumnezeu și abia atunci să-și dobândească rodul lor, rodul pântecelui lor. Deci asta s-a petrecut cu Sfinții Părinții Joachim și Ana. Și avem aici, mai departe, un cuvințel care spune că ceea ce s-a născut, ușă către răsărituri așteaptă intrarea preotului celui mare. Ceea ce s-a născut, adică Măicuța Domnului, a devenit împlinirea cuvântului prorocului Ezechiil, care spune așa, că m-a întors pe mine. Cine m-a întors? Domnul. La calea ușii sfintelor celei mai din afară, ce caută către răsărit și aceasta era încuiată. Deci, Sfântul proroc Ezechiil a avut o vedenie în vremea în care a trăit, cu câteva sute de ani înainte de venirea Domnului la noi. Și lui s-au descoperit mai multe taine. Minunate, uriașe, absolut cutremurătoare pentru mântuirea noastră, care s-au împlinit în Mântuitorul Hristos și Măicuța Domnului. Deci, l-a dus, cum era templu, așezat pe muntele acesta Moria, cu Sfânta Sfintelor spre apus, spre nord, cumva, și spre răsărit, avea doar un zid, spre răsărit se vedea Muntele Măslinilor. Deci, iată, l-a întors pe el, care stătea în uimire acolo în templu, l-a întors către ușa Sfintelor cele mai din afară, ce caută către răsărit. Și aceasta era încuiată. Și a zis Domnul către mine, ușa aceasta încuiată va fi și nu se va deschide și nimeni nu va trece prin trânsa. Că Domnul Dumnezeul lui Israel va trece prin trânsa și va fi încuiată, că povățuitorul sau călăuzitorul, cum am o altă traducere, acesta va ședea în trânsa să mănânce pâine înaintea Domnului. Despre cine este vorba? Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și care este ușa aceea încuiată prin care va trece Domnul? Iată că a și trecut, este vorba de Măicuța Domnului. Căreia îi cinstim pururea fecioria ei și nu ne îndoim vreodată de aceasta. Că a fost fecioară înainte de naștere și a rămas fecioară și după naștere. Nu așa cum hulesc protestanții și sectanții de peste tot, că a mai avut și alți copii. Frații Domnului erau copiii lui Iosif, logodnicul, din căsătoria anterioară. Nu erau copiii Maicii Domnului. Aceasta este bine de știut. Deci, Maica Domnului a fost, este și va rămâne până la sfârșitul veacurilor pururea fecioară. Și prin această feciorie a sufletului și a trupului ei, și-a dobândit și a căpătat de la Dumnezeu mila și darul său cel dumnezeiesc. Deci, Maica Domnului, ușă către răsărituri, către Hristos, care așteaptă intrarea preotului celui mare, așteaptă intrarea arhiereului cel veșnic, care vine să mântuiască sufletele noastre și care vine și ne cheamă la cina cea de taină, la cina Fiului de Împărat. Deci, una care aduce pe unul Hristos în lume spre mântuirea sufletelor noastre, Măicuța Domnului, ne stă astăzi înainte ca o pildă spre a ne trezi și spre a ne închina anul acesta bisericesc care a început și întreaga viață noastră
cinstirii Maicii Domnului. Că unde este Maica Domnului, acolo este binecuvântare. Unde este Maica Domnului, acolo este nădejde. Unde este Maica Domnului, acolo este iertare de păcate. Unde este Maica Domnului, este îndrăzneală la rugăciune. Unde este Maica Domnului, este dragoste și unire între frați, între soți, între părinți și copii, între vecini, între neam. Acolo unde este Maica Domnului, este toată binecuvântarea pe care Dumnezeu poate revărsa asupra sufletelor noastre. Să alergăm și noi cu îndrăzneală la Măicuța Domnului, ca să scăpăm din toată nenorocirea care s-a abătut pe capul sufletelor noastre, în acest veac în care am rămas ai nimănui și suntem gata să împlinim cuvântul acela al prorocului David, care zice că tatăl meu și mama mea m-au lăsat, dar Domnul m-a primit, m-a luat. Să fim și noi gata să ne facem fii Maicii Domnului, așa cum unui părinte i s-a arătat când se ruga, că i-a spus, uitându-se la Maica Domnului, Maica Domnului, vreau să fii mama mea. Și Maica Domnului i-a răspuns, fii tu întâi fiul meu și atunci te voi primi și voi fi și eu mama ta. Deci să ne ajute nouă Măicuța Domnului și să ne asculte rugăciunile și în ceasul de acum și în ceasul sfârșitului vieții noastre și în ceasul cel veșnic, în veci. Amin.